Cine este de unul singur? Nu, nu, bine, nu e chiar de unul singur pe site, este și facecrack la mașină. Primește headshot-ul pentru Gipreșul și este pus la pământ. Facecrack l-a scos pe White. Se ascunde acolo Facecrack, apasă Necrogenesis, dar vin headshot-urile din partea celor de la All Stars Havix. Încete alături de Neno, într-un 2 versus 4. Sound-ul scoate pe Havix și rămâne doar Neno, peste care se va băga aici Sound. Nu cred că nicio șansă Neno și într-adevăr este o rundă aproape flore. S-a picat acolo White. Neno aruncă flash-ul aici, dar au ieșit deja doi jucători. Neno, din ce în ce mai low, îl prinde totuși pe Sound. Facecrack l-a scos pe White, mai este un jucător în feed. NJ reușește trade-ul pe Neno, dar Depression îl scoate acolo cu Polarul, Lămân, Lord și cu Harder. Într-o sec. Uf, Lord! Prinde acolo fragul pe Depression și aici... Molotovul îl va scoate pe Facecrack din poziție. Harder îl scoate pe acesta, se ajunge la un 2 versus 2. All-Stars pe care să întoarcă această situație, Havix se bagă, însă Lord îl elimină și rămâne doar Necrogenesis. A fost acolo capul lui Harder, dar s-a dat de gol jucător. Îl ține, l-a văzut și Necrogenesis, dar vine picul lui Harder și întorc extraordinar de bine Harder cu Lord. Primește flash-ul din short, se bagă foarte rapid acolo băieții de la All-Stars. Vine Molotovul pe side și Depression, reușește acolo un frag pe NJ, dar va veni Sound cu trade-ul. Lord îl scoate pe Necrogenesis, Sound face fragul și pe Facebook, apasă Sound, Neno vine cu fragul, însă White răspunde cu trade-ul și rămâne doar Havix, pe care cel mai probabil va prinde aici Harder. Timingul este bun pentru Havix. Se uita către site-ul B. Este într-o situație de 1 versus 2. Vine White acolo din site și n-are Havix aici. Sau poate are o șansă. White i-a dat doar 1 damage și Havix l-a eliminat. Situație de 1 versus 1. Lord a fost auzit aici. A făcut swap-ul de armă. Havix face picul din CT. Lord scoate capul și reușește totuși fragul, deși aș zice că avantajul jucătorii de la All-Star sunt unel. Depression este în top mid. White ar putea fi prins aici. Trage Depression. White nu părea că, părea că și-a dat seama că e cineva acolo, dar oricum nu mai avea nicio șansă să scape. L-a scos totuși Harder pe acesta. Facecrack primește nade-ul, l-a și atins nade-ul practic, dar reușește headshot-ul pe Lord. Vine NJ cu trade-ul. NJ care este foarte low. Sound face aici un frag, picul și pe Havix, dar Havix reușește dig. Reușește one dig-ul. Neno scoate pe Harder și NG rămâne 1 versus 2. Neno nu face picul, cred că ține și îl prinde acolo pe NG. A fost foarte greu pentru el să mai ajungă aproape. Dacă lua Macedonian. Da, au core de 3 nord-macedoneni. Facecrack reușește eliminare pe Lord. Vin două eliminări din partea lui Facecrack. Vine Harder cu trade-ul, dar deja s-a dat acolo damage-ul. Necrogenesis face fragul pe Sound. Ține în continuare tunelul. Mai încerc acolo un pic. Vine fragul din partea lui PNJ și Havix îl elimină pe Harder în același timp. Să îi lase pe 0-200. Făcut acolo flick-ul. Facecrack cu două eliminări. Apasă Facecrack și mai vine încă una pentru că Depression l-a scos pe Harder. A văzut acolo ușor Lord, după care s-a retras. Acum vor veni cele două smoke-uri. Îl scoate totuși Depression pe Lord. Vine Molotovul din partea lui Depression în panta site-ului. A Sound totuși are un flank foarte bun aici și face fragul pe Necrogenesis. Vine Facecrack să răspundă cu trade-ul. Nu știu de ce are steagul Macedoniei. Reușește fragul pe Sound în top mid către Bunelu, Havix. A venit aici un flash. Au luat flash. N-au luat flash ambii jucători. Havix l-a scos pe Harder. NJ a venit cu trade-ul. Depression îl scoate pe White. NJ rămâne 1 versus 3. A văzut pe jucătorul de la Gandalf. Este vorba de Depression. Facecrack este în short, dar nu se mai face picul aici. Se încearcă bait-ul. Face picul NJ și îl scoate pe Depression. Sau mai bine zis, Depression a făcut picul. Trage NJ. A venit foarte aproape și Neno și reușește acolo headshot-ul. Neno s-a urcat pe cutie și avea unghiul la pistoale și un mag pentru Sound. Foarte mult damage acolo dat deja de către băieții la 0-100. Havix îl scoate pe Sound NJ. Vine cu fragul pe Havix. Necrogenesis nu mai reușește eliminare, dar vine Neno din window și îl scoate pe White. Lord răspunde cu headshot-ul de Deagle. Pune mâna acolo, poate pune mâna. Dar dacă are reacția Lord, reușește fragul. Foarte important aici. Rămâne într-un 1 versus 1. All Stars. S-ar putea să rămână pe site. Nu reacționează acolo Lord și le elimină Depression. Cred că nu era atent totuși la 5 în acest moment. Facecrack eliminat de White. Un glonț frumos acolo din partea tânărului jucător. Sound este totuși singur în lung. Harder scos de Necrogenesis. Este headshot-ul prin poartă.
Apasă White Heavy în... sau de pași în mid. Se face picul, Necrogenesis cu eliminare, NJ transferul aici, double kill-ul pentru el. Depression și cu Neno într-o situație de 2 versus 3. Depression nu cred că prinde unghiul. Ba da, l-a scos acolo, nu. Au jucat această formulă, însă White este eliminat de Depression. Sound rămâne 1 versus 2. Neno vine din poartă, Depression din window, îi se vede acolo arma lui Neno, apasă Sound, puține emoții, reușește fragul, dar vine eliminarea din partea lui Depression și 0-100. Flash-ul. Face picul acolo, Sound reușește eliminarea, Necrogenesis NG vine cu fragul pe Hevix. Necrogenesis, încă o eliminare pentru el, scoate pistolul, îl scoate și pe NG, Lord vine totuși cu trade-ul, dar este situație de 2 versus 2. Smoke-ul aruncat, nu este. Facecrack s-ar putea să nu-l verifice aici. Îl ține chiar Lord, dar vine fragul din partea lui Facecrack. Latează acolo Harder și Facecrack încheie runda. Auzi, cum? Depression când s-a dat jos și Harder poate să-i prinde aici cu spatele. Nu se întâmplă, Neno. Ține unghiul acolo, deja pregătit de play-ul lui Harder. Deja avantaj de doi oameni pentru... Băi, zi la 0-100, vin flash-urile, Facecrack îl scoate pe White NG, vine cu trade-ul, dar Necrogenesis este prezent cu Polarul și Lord răspunde cu un frag. Dar mai are de scos încă 3 jucători, apasă Lord, Neno, îl elimină și nu mai găsesc aici un răspuns. Ai avantaj, Razo, dacă ești la CT, că poți să ajungi mai repede, mi se pare. Îl găsește Necrogenesis pe Sound. Intră din lung, băieții de la All Stars. Depression... O singură eliminare pentru el, Lord vine cu trade-ul, dar sunt încă în dezavantaj băieții la All Stars. Smoke în CT, se aruncă și flash-ul, vine și cel al doilea Smoke, Neno, scos de către Lord și se restabilește egalitatea numerică. NG în continuare cu acel SG, White, se pune pe Bomb Plant. Hevix nu cred că este deranjat acolo de acel Molly. În schimb, Facecrack nu poate să avanseze. Lord l-a scos și pe Necrogenesis. Văzut acolo Lord de către Hevix și eliminat. Se face și cel al doilea frag de către Facecrack. Rămâne doar White. 1 versus 2 a fost observat în acest moment. Apasă acolo White. Încearcă să-și izoleze duelurile, dar nu reușește. Facecrack îl pune la pământ și este 10 la... Aruncă acolo Facecrack smoke-ul de porți? Din mid? Harder și a făcut două eliminări din pastilă. Facecrack l-a scos pe White. Apasă Harder acolo, n-a venit cu smoke-ul de porți din mid. Harder mai face aici eliminare, se luptă și cu Neno. Încă un frag din partea lui Harder, quad kill-ul din pastilă. N-au putut să-l oprească. Și cred că vrea să aștepte aici cu echipierii să-l ajute. Trage Facecrack, dar este scos de către Sound. All Stars câștigă runda de pistoale. Ținând cont că este runda de eco, iese aici Sound să facă eliminările. Quad kill pentru Sound, iar Lord îl scoate pe Necrogenesis. 10 la 7 pe 9. Să vedem picul din partea celor de la 0-100. Face un frag acolo White, trage și după Necrogenesis. Nu mai reușește încă o eliminare. Vine totuși NJ să-l ajute. Pică totuși jucătorul de la All Stars, dar trade-ul este făcut de către NJ. Facecrack îl găsește pe Harder. Site-ul B este complet liber în acest moment și își dau seama All Stars de acest lucru. Hevix însă poate să prindă aici, îl prinde chiar pe NJ. Face picul și încet, mai face o eliminare. Hevix cu triple kill. Iar All Stars au fost acolo. Hevix foarte rapid către lower. Vine primul frag, însă White cu un glonț de deagle. La. Se uită Facecrack către lower. Necrogenesis se scoate pe Sound. Depression a reușit acolo fragul pe Lord, însă vine Necrogenesis cu double kill-ul. Și Facecrack îi poate prinde aici din spate. NG a scos doi jucători. White este în acest moment într-un 1 versus 1. Foarte important acel double kill. Pe bătaie către short. În acest moment este atent în pantă și îl găsește pe White. Sau mai bine zis, un opening frag. Sound face săriturile la site-ul B, vine acolo flash-ul, la pasă Sound, dar a venit headshot-ul și i-a stricat acolo aim-ul, să spunem așa. Hevix, cred că face picul Depression din window, îl scoate pe jucătorul de Polar. White are shield cel de-al doilea AVP, dar s-ar putea să vină aici save-ul din partea All Stars. Economia nu e deloc... Bună, Facecrack îl prinde pe Harder, White vine cu trade-ul, Depression l-a scos pe NJ și White nu trebuie să fie eliminat aici, face picul. 13, este scos de către Neno și va fi runda de eco, 0-100. Pain cel puțin când i-am văzut versus Virtus Pro. Necrogenesis găsește fragul pe Harder, NJ și White vin cu două răspunsuri. Facecrack îl elimină pe Sound, se face picul de acolo. Avansează White, lipit de perete. Hevix face picul, îl elimină. Nu se așteaptă la poziția lui NJ, dar Depression l-a scos pe Lord. Face fragul NJ pe Hevix. Se urcă pe cutie. El vede și pe Depression, dar a sărit acolo și... Dacă nu joacă acolo ăștia, nu? Joacă de la el de acolo.
Evix îl găsește pe Lord. Pain cu Sharks, e dublu aici, nebun, joacă brazilin cu brazilin. Poate profita White. White poate prinde aici doi jucători, nu știu exact, nu cred că va avea mare impact decât niște damage economic. Evix este low, nu știe White asta și se întoarce Necro de Nesfit și le elimină. Sounder scoate pe Facecrack. Rămâne de unul singur, face fragul și pe Necrogenesis care era low. Îl ține Neno cu Polarul și nu poate să treacă Sound, dar nici n-ar trebui să treacă. Se apropie Neno de el, ratează Sound, ratează și Neno. Lord! Flick-ul și headshot-ul pe Hevix. S-au dus acolo sune pentru că a fost un nice shot. White îl găsește pe Depression. Și runda este foarte accesibilă pentru All Stars Gaming. Situații de 5 versus 3. Neno nu reușește să facă fragul pe White. White îl știe aici pe Necrogenesis. Să vedem cum ia duelul. Vine flash-ul din partea lui Lord și îl scoate White pe Necrogenesis. Facecrack eliminat de White. Quad kill pentru tânărul jucător de Lord. Au pătruns acolo doi jucători deja. Face fragul Lord pe Depression. Necrogenesis încearcă să surprindă spre site-ul B. Sound îl întâlnește pe Facecrack în smoke. Reușește double kill-ul Sound. Necrogenesis scos de același Sound și rămâne doar Neno. 1 versus 5. Salut, Fumix. Bine ai venit. Neno, duelul cu Sound, îl câștigă Nord Macedoneanul. Dar vin 3 jucători din lower tunnel. Neno, așteaptă aici blocutie, scos de către NG, 15 la 9. Încă o rundă în contul celor pe Depression, care va veni din upper tunnel. Și să vedem acest duel câștigat de Lord. Entry pentru All Stars. Dar l-a secat puțin pe Neno, dar vine headshot-ul, a răspuns și el cu un headshot acolo prin lemn. Se fac aici fragurile NJ, picul și triple kill-ul din partea lui NJ. Se face picul acolo, NJ scos de către Depression, White face fragul pe Depression, încă o eliminare din partea lui White. Restabilește egalitatea numerică. Are polarul la mașină. Acolo molotovul. White face picul cu AK-ul, însă Neno îl prinde. Oh, iar Facecrack a intrat la site-ul B fără să arunce absolut nimic. Îl poate prinde acolo pe Harder. Trage după Harder, reușește headshot-ul și rămâne Sound. 1 versus 3. Trebuie să mai întâlne Facecrack din mid. Facecrack face picul, vine headshot-ul și este 16 la 12. Oh, și White ar putea fi elementul surpriză. NG chiar îl găsește pe Neno. Dar White pare că abandonează situația pentru un moment. Ce flic acolo din partea lui White. Reușește fragul pe Hevix. Iar acum zero. Dar Lord este izolat. Se uită în spate. Necrogenesis. Două eliminări. Restabilește egalitatea numerică. Harder însă stă foarte bine ascuns aici. Reușește double kill-ul. Necrogenesis scos de către Lord. Și All Stars. Tot damage-ul pe care l-au dat ei tot nu au reușit acolo să facă o eliminare. Lord face fragul pe Depression. Oh, Lord era atent către zona mașinii. Neno l-a scos pe Sound. NJ vine aici cu un frag pe Hevix. Verifică. Necrogenesis reușește pe 250 la eliminare, dar Lord vine cu double kill-ul și este 3 la 0. Sound foarte, foarte low. Facecrack îl prinde. Mai sunt încă doi jucători aici. Este vorba de Harder și cu Lord. Însă Lord face eliminare pe Facecrack. În lung Depression vrea să intre prin smoke. Îl găsește totuși NJ. Timingul putea să fie foarte nefericit. White îl prinde pe Hevix. Rămân Neno și cu Necrogenesis într-o situație de 2 versus 4. Vine molotovul în short. Neno se bagă pe timing, dar NG câștigă acel duel. Lăsat la 5 HP jucătorul de la All Stars. Necrogenesis rămâne. Lung este Lord și a fost văzut arma lui Necrogenesis. 4 la 0. All Stars s-ar putea să aibă o surpriză aici. O surpriză neplăcută. Vine flash-ul și Facecrack îl scoate pe White. Exact ce ziceam, putea să fie un timing unlucky. NJ scos de Hevix. Lord vine cu un frag de polar. Reușește încă o eliminare cu Deagle-ul, însă Hevix răspunde cu încă un frag. Vine flash-ul peste. Apasă acolo Sound, dar Depression le elimină. Harder face un frag pe Depression, dar Neno răspunde cu trade-ul și este 4 la 1. Facecrack și cu Hevix au armele. Sunt aici pe site, se face boost-ul la Yo-Yo. Sound și cu Harder, cred că vor să facă double pick-ul din zona CT-ului. Face pick-ul Sound. Apasă Facecrack, două eliminări pentru el.
NJ vine cu trade-ul, Havix răspunde și el cu un frag pe NJ. White îl ține cu polarul, Lord avansează, vine fragul lui Havix pe White și îl scoate și pe Lord. Întorc aici de la un 2 versus... Și din nou Havix cu entry fragul îl prinde acolo pe White. Îl prinde și pe Lord. Ce face Havix în aceste două runde? Depression îl scoate pe Sound. Facecrack vine cu Haldur, cu fragul pe Harder. Și Necrogenesis se scoate aici pe NJ. Mid Depression. L-a fost acolo pe Lord și chiar primește headshot-ul. Îl scoate Lord acolo pe Neno. Vin fragurile din partea celor de la All-Stars. Necrogenesis rămâne 1 versus 5. Îl scoate Necrogenesis pe Sound, este un jucător deasupra lui, îl scoate și pe White, se întoarce, dar NJ îl elimină. Și All-Stars surprind aici cu un rush. Ar putea fi situație neplăcută pentru băieții de la All-Stars. NJ totuși câștigă duelul cu Depression. Nu a picat Lord, care era masa lui NJ, să spunem așa. Scărița în lung, NJ îl scoate pe Havix, Facecrack vine cu glonțul de polar. Situația de 3 versus 4. Și pot ajunge în site, însă nu. Și dacă White are ceva de spus despre asta, îl scoate pe Necrogenesis. Vine Neno cu fragul Lord, l-a scos pe Facecrack. Neno la 74 HP, intră pe site, îl scoate pe Lord și poate să scoată cel puțin bomplant-ul. Timing-ul îl vede Harder și îl elimină. O poziție destul de ciudată acolo din partea lui Neno. Și All-Stars măresc avantaj. Sound îl găsește pe Neno în banană, Lord în casă. Flick-ul pe Necrogenesis scoate aici dual pe Retas, White. Poate să facă aici trade-ul. Necrogenesis trece către second middle, scoate acolo White. Mai este un jucător în casă, Havix, îl lasă aici pe White să treacă. Havix face fragul pe White. Și pe site-ul ăla se poate intra în acest moment din casă. Lord este în lung cu polarul, vine smoke-ul, face picul Facecrack în ținta lui Lord. Dar totuși bomba se plantează, situație de 2 versus 3. Smoke aruncat din partea celor de la All-Stars, vine și flash-ul, Harder văzut de Havix și eliminat. Lord este la nisip mic, are polarul, dar este low HP. La șansa celor de la All-Stars să rotească până pe site, până să intre el. Rambustul, Lord reușește fragul pe Depression și continuă să fie agresiv, face picul către second mid. Necrogenesis face picul la site-ul B, dar Sound îl apără foarte bine pe Harder și avantajul crește la 2 jucători. Este Sound aici la prima cutie, apasă cu M4-ul, Facecrack este eliminat de către Sound. Vine picul lui NJ, face un frag Neno pe Sound, dar NJ vine cu trade-ul și este 8 la 5. La site-ul B se grăbesc, 0 to 100, Molotovul totuși îi oprește. Havix l-a scos pe NJ între timp în site-ul A. Se aruncă totuși smoke-ul de arcadă. White vine cu flash-ul. Necrogenesis îl pune la pământ. Lord face fragul pe Depression. Încă o eliminare din partea lui Lord. Foarte rapid acolo cu polarul. Dar Neno și Facecrack se bagă peste el în site. Și rămâne doar Harder. 1 versus 3. Are M4-ul. Are un smoke. Dar are și un smoke în față. Diffuse kit-ul este la el în buzunar. Vine smoke-ul de lung, dar poate pătrunde aici Harder. O eliminare pentru el, Facecrack vine cu trade-ul și 9 la 6 este rezultatul primei jumătăți. Necrogenesis primește headshot-ul. Sunt agresivi însă doi jucători din partea celor de la Zillow to 100. Se fac însă fragurile, Necrogenesis și cu Neno. Sound vine din under. Poate să surprindă și chiar asta se întâmplă, Havix pus la pământ. Aerul, dar decide să joace ceva mai safe. Situația Neno îl scoate pe NJ. Este acolo și Harder pus și el la pământ. Rămâne doar Sound. 1 versus 3 eliminat de Neno și este 9 la 7. Runda de pistoale. Vedem două macuri și 3 tech-uri pentru ei. Totuși Necrogenesis se bagă cu ajutorul flash-ului cu IP-ului său, dar Harder îl elimină. Neno face aici o eliminare. Sound vine cu trade-ul. Și All-Stars au o șansă foarte bună aici să ia această rundă. Depression, Lord, situație de 4 versus 3 arată foarte bine în runda, dar Facecrack îl prinde pe Lord prin smoke. Depression îl are pe NJ aproape, face un frag, dar Sound vine cu trade-ul. Havix însă le elimină pe Sound și rămâne doar White cu tech-ul. 1 versus 2, are flash-ul la dispoziție, dar încearcă să se ascundă. Reușește headshot-ul pe Havix, dar nu este și eliminarea. 9 la 8. Răspund și băieți la 0 to 100. Lord scapă cu viața acolo. Foarte riscant acel pic.
Vine flash-ul totuși, însă Neno l-a scos pe White. Harder a venit cu trade-ul. Necrogenesis se scoate pe Harder, dar Lord răspunde cu fragul de polar. Facecrack ascuns după Coffins. Îl vede pe Lord și îl elimină. Mai este un jucător aici, este vorba de Sound. Vine molotovul, dar Sound trece. Flash-ul însă din partea lui NJ îl orbește pe Sound, dar nu pe Facecrack. NJ rămâne 1 vs 3. Smoke-ul vine, apasă NJ aici, dar îl scoate și pe el Facecrack și este 10-9, 0-100 pe site-ul a All Stars. Aruncă acolo flash-ul, vine fragul de polar și intră în blender aici băieții de la All Stars. Se reușesc acolo 3 fraguri, dar orca în casă, Harder nu a fost observat, Necrogenesis poate fi eliminat, dar ține Neno. White atins de un glonț, scăpat, Necrogenesis îl scoate pe White prin smoke. Depression îl găsește pe Lord. Sound este în casă, știe că cel mai probabil vine flash-ul. Depression a fost observat, face fragul pe Sound, nu reușește flick-ul, însă vine Facecrack din lung și este 13-9, iar All Stars. Depression primește flash-ul în mid, nu este lăsat să facă pick-ul, însă Necrogenesis, două eliminări. Trage acolo și după White, dar nu reușește fragul. Vine nade-ul avansat în banană. Smoke avansat din partea celor de la 0-100, Neno. A venit flash-ul din partea All Stars, nu este afectat acolo Neno. Vine un flash și din partea quickpierului său, face fragul Neno pe NJ. White vine cu trade-ul. Situație de 2 vs 4 All Stars. În pericol aici, Harder pus la pământ, White 1 vs 4. Va face pick-ul în mid, îl vede pe Depression, dar nu vine headshot-ul. Aruncă flash-ul Depression, face shoulder pick-urile, Facecrack îl ține pe White, reușește fragul White, dar încarcă în momentul în care Necrogenesis face pick-ul. Și este rundă pentru foarte multe unghiuri de verificat. White atins, lăsat la 48. Sound îl scoate însă pre Depression, un frag foarte important și Havix este de unul singur. Până ajunge aici, Facecrack ar trebui să intre All Stars fără nicio problemă pe site. Se vede acolo arma lui Havix și Harder le elimină. Facecrack vine cu un frag pe NJ. Harder, Facecrack ar putea fi eliminat de propriul nade. Sunt în casă și îl găsește acolo pe Sound. Entry făcut de jucătorul de polar Lord. Când se uită către lung, a intrat Havix totuși în boiler și s-ar putea să iasă Depression în țintă. Într-adevăr, Lord îl găsește pe Depression. Se face acolo trade-ul, pică polarul din partea 0-100 poziție, va face pick-ul în mid, îl scoate acolo pe White. Vine și cea de-a doua eliminare din partea lui Havix pe Harder. Facecrack nu este verificat de NJ și runda nu arată deloc bine. Lord reușește nou scopul pe Havix. Vine nade-ul înspre el, lăsat la 96. Facecrack se ascunde după cutie. Încă un frag din partea lui Lord și rămâne într-un 1 vs 2. Este ținut de către Neno, dar vine Necrogenesis la pick și este 15-10. Necrogenesis atins și el prin perete acolo, dar Lord îl scoate full flash și este opening-ul pentru All Stars. Vine acum flash-ul, se reușește fragul de către Depression. Harder l-a scos pe Facecrack, dar Depression mai vine cu o eliminare. White cu trade-ul, apasă Neno, scoate pe NJ, rămâne White 1 vs 1 cu Havix. Havix, cu cât așteaptă mai mult, cu atât White s-ar putea să se repoziționeze. Face pick-ul și este eliminat. 0-100 îi elimină pe All Stars din cadrul...